Puterea de cumpărare a românilor scade pe zi ce trece. Produsele sunt din ce în ce mai scumpe, iar salariile sunt mici. Mai precauți în fața raftului, aceștia își fac cumpărăturile după un unic criteriu, prețul. Ne uităm în jurul nostru și observăm tot mai mulți oameni care atunci când aleg să cumpere ceva, se orientează după preț. De asemenea, listele cu alimentele strict necesare nu lipsesc din mâinile cetățenilor români. Mă văd de la prăjită, cum să zic. Lumină, roșii. Roșii, pește. Conform cercetărilor, românii sunt printre cei mai pesimiști consumatori din lume, iar situația financiară personală și posibilitatea de a cheltui ne situează pe locul 52 din 56 de state participante în privința încrederii consumatorilor. Mergeți cu o listă, aveți un buget limitat când mergeți la cumpărături? Nu, mai mult de 102 nu iau cu mine. Mi-e frică că nu mi-ajungă banii. Iau bani puțin cu mine că mi-e frică. Cumpăr numai strictul necesar. Restul nu. Că vedeți cum e timpul acum. Pensie nu? Puțină. Îl mai iau cum nu-l mai iau, nici eu nu mai știu. Când ajungi toate sunt scumpe, pensia e mică și vai de mamă de om. Vai. De aici veniți doar pentru strictul necesar sau aveți un buget nelimitat? Nu. Pentru strictul necesar. Și mai ales când ne vine pensia... Atunci, să ne luăm, să avem iar până la pensie. Facem listă, da. Mergeți pentru strictul necesar sau aveți un buget nelimitat? Nu. Pentru necesar, cum se zice, că nu știu cum să zic. Așa, da. Nu ne ajunge banii, pensiile mici, mumă. Vai de maica noastră, pastilele pline, gențile cu pastile, cu tratament. Vai de noi, ce să facem, asta este. Românii cumpără doar strictul necesar, fără să mai umple coșul de cumpărături așa cum o făceau în trecut. Puterea de cumpărare a scăzut în 2021 și trendul, spun specialiștii, se va menține tot anul. În primul rând, prețurile produselor de pe rafturile magazinelor au crescut destul de mult, chiar și cu 20% în unele cazuri. Dacă în 2020 n-am umblat prin magazine din cauza restricțiilor, nici în 2021 nu vom rupe ușa supermarketurilor din cauza banilor.